În data de 29 februarie 2024, la invitația Ambasadei Republicii Bulgariei la București, edilul comunei Chirnogi a participat la o recepție organizată de aceasta cu prilejul Zilei Naționale a Bulgariei. Totodată au avut loc scurte întrevederi cu ambasadorul Republicii Bulgariei la București, căruia Ștefan Ion, primarul comunei Chirnogi, i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul acestei zile din partea locuitorilor, comuna Chirnogi fiind înfrățită cu orașul Tutracan din regiunea Silistra. De asemenea, cu această ocazie, primarul s-a întâlnit și cu prefectul județului Silistra, dar și cu părintele Kiril, prietenul localității Chirnogi, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București. Tot în cadrul aceleiași întâlniri, de față a fost și reprezentantul Mitropoliei de Ruse, trimisul mitropolitului Naum. Potrivit primarului, a fost o întâlnire plăcută și utilă pentru ambele părți la această recepție. Ștefan Ion a fost însoțit de viceprimarul State Adrian. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.